iartă-mă-s că sosesc dintr-o călătorie în care am pătimit 100 de șoti și 1000. Dar zău nu mă căiesc, nu-mi pasă de nimic. Eu sunt Stragon și mă numesc Chirița cei voinică. Dragile mele, am ajuns cu zâlele în mână, vorba aceea, când cu capul de cheatră, când cu piatra de cap. Dar pui drumurile s-a istea, bani o căzut o roată, bani s-o prăvălit caii, bani o căzut căruța, ba mai mânca și o drăguliță de... Comment t'appelles tu, en français? Trântă. Trântișion? Ah. Bonjourașu, tataie, bonjourașu. Cum a învățat el să grăiască pe franțuzești? Doamna, asta-i viața. Ne zbatem, suferim pentru ca într-o bună zi să se termine totul și tocmai că nu te aștepți. Aveți dreptate, domnule. Când a plecat în cursă spre Oceanul Pacific, răposatului meu îi se zbătea un ochi. Nu ia bine, dragă, mi-a spus el. Și așa a și fost. A murit lângă insulele Pago Pago. De ce? De Hitler. Știți, doamnă, soția mea nu a murit în insulele Pago Pago, a murit la Caracal, călcată de o căruță încărcată. Cu ce? Cu molos. Așa, da. Doamna, asta-i viața. Da. Cărul. Veta, iar am vedenie. Da. Unde? Mr. Juve dansează. Mr. Juve? Mare! Ei, Mr. Juve! Mr. Juve! Să faci tu minuna ca asta. Faceți loc. Stăte-mă la o parte să ajung la el. Tirația de dracul la coada asta, nu s-a dat așa, ai? Na! Date-mă de aceea! Duh, Marine! Lasă-l, Beto, că nu sunt eu! Opa, Marine! Ce beuși de te turbiși? Date-mă de aceea, cu alta, mă, ai? Cine asta, mă? Cine e roaiba asta? Vita roaiba, drapa, ai fanta de soi, mă, nesca, auzi! Na! Marine, nu fugi, mă, auzi! Mă, auzi! Homo, homo, că m-a surzit! Marine! Stai! Marine, nu fugi de mine, tot nu scapă, auzi tu, mă! Câtă marfă e în depozit? E plin! N-ai zis tu să o pun deoparte ca să-i urcăm prețul? Dacă te prinde cu marfa în stoc, ți-o confiscă. Cât dai să te scap de ea? Până ai procent, ce vrei să-ți mai dau? Da, da, acum e situație specială. Aia e. Că-i specială. Cât vrei? Dublu. N-am încotro. Ți-o-i da. Dragii mei, vedeți că sunt veselă, sunt liniștită, sunt relaxată, pentru că invitata din această seară este o mare prietenă. Îmi dai voie să-ți spun așa? Da, prietenă, da. Să nu te puie păcatul. Să zic mare actriță, și să nu zic, dar oricum nu ziceam, pentru că nu e nevoie să zic eu. De-aia nu ziceam, că nu era caragios să mai zic și eu. Deci, lasă-mă să spun un ban. Te rog să spun un ban. Un tip l-a dat în judecată pe altul că l-a făcut prost. Și a ajuns la tribunal și când a fost acolo inculpat, a zis, onorată instanță, nu eu l-am făcut prost, Dumnezeu. Așa că nu mă mai face mare. Păi exact ce am zis mai devreme, nu era nevoie să mai zic eu lucrul ăsta, că nu eu am făcut o mare actriță. Lasă, oricum, lasă mare. Oricum vreau să-ți spun că
știi, am aproape 25 de ani de când fac această emisiune Maestri. Cineva mi-a spus că voi sunteți așa mai... Să spun mulți înainte. Să fim sănătoși, să dea Dumnezeu. Că voi sunteți așa mai elitiști. Am spus, nu sunt eu elitistă, dar într-adevăr îmi place să aduc, mai ales la această emisiune, oameni care chiar reprezintă ceva pentru poporul ăsta care este așa de necăjit în ultimul hal. La popor mă refer. Ai dreptate. Că unii o duc foarte bine, să fie sănătoși și ei, dar să se uită și la oamenii care... Așa că tu ai reprezinți elita poporului român prin tot ceea ce ai făcut, draga. Mulțumesc, mulțumesc. Da, mă rog. Asta e adevărul și asta se datorează școlii pe care ai făcut-o, nu? Pe vremea... Da. Când era elevă, se învăța carte cum trebuie. Nu te duceai cu mini-jub la școală și nici cu șuvițe și vopsită, nu? Vai de mine. Păi eu vreau să-ți spun că sunt lucruri pe care le-am învățat în școala primară. Noi făceam 4 clase de primară, pe urmă dădeam examen de admitere la liceu. Aveam cursul inferior, care era până în clasa 4-a de liceu, când dădeam capacitatea, după care era cursul superior și venea bacalaureatul. Așa era la noi. Ei, sunt lucruri pe care eu le-am învățat de copil și mă uit la oameni ajunși în toată firea că nu le știu. Lăsând la o parte faptul că românește nu se mai vorbește în țara noastră. Ferească Dumnezeu, păi da, am auzit și la țară, de unde crezi că mă inspir eu? Din ce văd, din oamenii cu care iau contact și pe care îi ascult și care îmi spun din toată inima. Numai că la noi este obiect, noi suntem buni urechiști, n-avem, într-un fel suntem buni urechiști, suntem mai buni imitatori decât urechiști, pentru că dacă pui la un loc 3 persoane să cânte mulți ani trăiască, îl cântă pe 80 de voci și toți fals, numai unul poate cântă corect o melodie, dar... Ai noștri ce aud, repetă, dar nu se uită, domne, cum s-o fi scriind asta? Ce-o fi însemnând cuvântul ăsta? Dacă nu știu, întreb. Sau nu-l spun. O cocoană care era pe malul mării la celebru casino din Constanța, care nu mai e aproape, care spaima, este înfiorător, parcă zici că vin strigoi acolo, da, dar așa cred arată. Că da. Și chiar cred că vin, da, așa. Și povestea, zice, vine străinii și zice, wonderful. Ai auzit-o? Păi am auzit-o eu, am auzit-o la televizor. La televizor am notat numai decât expresia. Și astea toate le notez și le folosesc, fiindcă de foarte multe ori scriitorii ne oferă niște scenarii, dramaturgii, scenariștii, nu știu ce, și nu știu despre cine vorbesc. Fac personaje, uite de pildă, acum este un serial unde sunt foarte mulți colegi de-ai mei pe care îi iubesc și îi prețuiesc și așa mai departe. Dar a pus acolo 2 olteni care nu vorbesc oltenește. Și nici nu știu ce spun, adică ei au învățat carte, au făcut institutul, oameni cu carte, cu, mă rog, intelectuali. Dar nu știu să vorbească oltenește și dacă nu știi, mai bine te abții. Sigur, și vorbești normal. Și, ei și mă doare sufletul pentru că măcar una dintre ei doi e o actriță de renume. Parcă numai aici, am văzut în foarte multe. A scăzut nivelul, da. Sau cum să-i spun eu. Mai numai... e jenant, dar eu zic că este o mare ipocrizie să spui, nu dau nume, nu spun cu tare, nu fac cu tare. De ce? Despre morți numai bine. Asta este foarte rău înțeles. Despre morți numai adevărul. Da, știi, se spune că despre morți numai de bine, să nu vorbești de rău, pentru că nu se poate apăra. Știi, poți să spui ceva... Și el nu se mai poate apăra, de-aia se spune numai de bine. Sigur că îl trimiți ad padres, nu te mai poate trimite nu te și mai, el. Da, că așa, da. Sigur că despre fiecare... mă rog, morții cu morții, vii cu vii, știi? Spune-mi, te rog, hai să o luăm puțin așa mai din copilărie, că începuserăm să vorbim despre școală. Cum era școala pe care ai făcut-o tu, draga? Draga mă interesează, vreau să vadă copiii, că poate când le spun eu, cred că exagerez. Nu, nu, uite, ei
trebuie să-și trăiască timpul lor. Viața, și asta e adevărat. Pentru fiecare dintre ei, viața începe cu ei. Așa este. Cum și cu noi. Da. La noi a fost aceeași, sigur. Și cauți, îi urmăresc cu foarte mare interes tineretul de astăzi. Dom'le, ei au ritmul lor, au stilul lor, ritmul lor, cred că e intrat în ritmul globului pământesc, care se învârtește altminteri decât se învârtea altădată. Bun, haide să te întreb altfel. Dar n-am terminat ideea. Te rog, ideea. Că atunci m-a spus. E vorba că ei simt undeva ceva în atmosferă care îi îndeamnă să se grăbească pentru că nu mai au timp. Tu n-ai senzația că nu mai avem timp? Ba da. Pentru ba da, orice? Ba da, pentru orice. Și tu n-ai senzația că timpul parcă trece mai repede decât altă ba dată? Da, ba da, dar oamenii de știință au reușit să explice lucrul ăsta. Și chiar este real lucrul ăsta. Da, da, da. Este și real. Asta, da. Vreau să te întreb altceva. Dacă ar fi să faci, să fii din nou elevă, ce ți-ar plăcea din ceea ce se face acum și ce nu ți-ar plăcea? Dacă nu știu ce învață copiii acum, am impresia că li s-au pus foarte multe materii de care nu au nevoie. Pe vremea noastră erau numai câteva care ni se predau în intenția de a ne crea o bază. Sigur. Și de acolo porneam mai departe cu studiatul, cu cititul, cu învățatul, cu aplicatul, că degeaba înveți carte dacă nu și nu împletești cu o experiență de viață. Calminteri, treci ca gâsca prin apă, ai învățat de pomană și nu-ți ajută la nimic. La ce liceu ai învățat? Eu la multe. Eu am început școala primară la București pentru că-s născut în București, la Spitalul Militar. Și m-am născut, iarăși spun, a nu știu câte oară, de 5,8 kg. Mi-au pus o fundă roșie și m-au plimbat prin spital să mă pesemne, că eram grasă rău, Dumnezeu știe. Vezi că de mică promiteam că o să ajung grasă. De altfel am semănat cu mama mare, adică mama mamei mele, care a fost mică, grasă și lăptoasă. Așa. Și am crescut în București. Tata era militar, era ofițer de administrație și pleca cu unitatea militară. Unde era trimis? Deci am fost la Soroca, în Basarabia. Am fost, bine că a venit războiul, că ne-am refugiat, am învățat la Morunglav, în județul Romanaz, mi-am terminat clasa 4-a primară. Clasa 1 de liceu am început-o în particular și am dat primul examen la Balș și al doilea la Deva. În clasa 2-a de liceu m-am înscris la Dej și de acolo am plecat la Lugoj, unde am făcut clasa, am terminat clasa 2-a de liceu, a 3-a și a 4-a am dat examenul de capacitate la Lugoj. După care tata a fost mutat la Brașov și am terminat liceul la Brașov. Și pentru că în 48 era reforma învățământului, au început să se planifice locurile în licee și când am ajuns eu la Brașov, deja la liceul teoretic, de unde eu am făcut la Iulia Hdău în Lugoj, liceul teoretic, nu mai erau locuri. Și atunci m-am dus la liceul comercial și am câștigat un an, că aveam 90, da, sau da, 92 da. Am intrat. În perioada aia era și Stella Popescu la liceul... Tot la Brașov era și la liceul teoretic. Și eu eram la comerț și noi eram cele două bune recitatoare, eu mai târziu am aflat că eram considerate cele două bune recitatoare ale liceelor din oraș. Da. Deci voi vă cunoșteați de atunci? Nu! Nu? Nu, noi ne-am cunoscut în momentul în care Stella Popescu a dat examen de admitere în Institutul de Teatru. Ea era angajată la ansamblul Ministerului Apărării, Ministerului de Interne, da. Așa, și a venit, că mi-aduc aminte, noi aveam sala de examen, eram în anul 4, la sub Ateneu, era acolo o sală în spate. E o sala mică a Ateneului, da, sigur, da, se dădeau și concerte acolo, da. Așa, așa. Și
noi eram, pregăteam examenul de așa, de anul 4, iar Stella a venit să dea examen de admitere. Și a intrat și, spre deosebire de alți candidați, a stat și a stat și a stat și a stat și a ieșit ea Nicojar, care era în comisie, și a șters așa frunte. Zice, acestei fete trebuie să-i se dea absolvența de acum. Absolvire, da. Pardon. Absolvirea, da, da. Absolvirea, da. Era așa de talentată. Extraordinar de talentată, de sensibilă, de avea, cum să spun, avea și filonul dramatic profund și filonul comic, pentru că era deșteaptă, că nu mai țiu minte cine zice, nu mi-aduc aminte că sunt bătrână și ramolită. Dar lasă măi, nu mai mă contrazice. Nu e adevărat, stimatele spectatori. Nu e adevărat, ce zic eu e adevărat, că viața nu iartă. Vreau să spun că nu știu cine a spus că un actor de dramă își poate împărți gloria cu o ceapă, că poate să facă lumea să plângă, pe când un pentru actor... comedie îți trebuie ceva mai mult. Dar tu ai avut roluri mari de comedie și într-adevăr pot să spun că toți, absolut toți, și cei care se uită acum și care nu se uită acum, îți datorăm foarte mult, pentru că practic ne-ai făcut viața frumoasă, draga. Nu știu, ne-am fi făcut noi fără tine, Stella, fără Stella, Dumnezeu să o odihnească, că m-am întâlnit cu ea cu 2 săptămâni înainte de a muri. Înseamnă că poți să fără Gheorghe, nu. Doamne, taci din gură, Doamne. Fără Gheorghe Dinică, fără ce ne-am fi făcut noi fără oamenii ăștia, draga. Fără ne-am fi făcut, că ar fi Ștefane fost Ordache, alții, ar fi fost alții, nu te teme. Măi, nu știu, dar dragă, Dumnezeu fost a avut alții. Milă de noi, cel puțin eu așa cred în ce mă privește, că a avut milă de noi și ne-a dat ceva în plus, ca să putem să nu trăim degeaba. Ți-a dat... Pentru că noi am avea talente și la alte lucruri. Pe oameni în general îi guvernează lenea, să nu blamăm pe nimeni care e leneș. El e firesc așa. Uite-te la un cățel care se naște. El nu se naște să facă vreo treabă, nu? Da, e adevărat, da. Păi noi ne naștem să facem treabă. El își apără teritoriul, da, când apără casa unui. E, vezi? Noi trebuie să ne deprindem să facem treabă. Noi trebuie să ne câștigăm trebuie pâinea. Să fim educați. Educația Domnul este, nu? Domnul Drâu sigur. Ți-a dat merinde și nu paie. Și n-a vrut gâtul să ți-l pregi, să rumeci troscot și mohor din lut. Ce frumos. Însă pentru aceste daruri, nu mi te făli atâta. Gheboșat pe dinăuntru, din afară drept ca Buddha. Ce frumos. E, ăsta frumos. Este Sadi din Grădina Florilor. Florilor, ce frumos. Da. Știi multe poezii, da, draga? Dragă, nu știu multe, pentru că n-am avut o bună memorie. Mi-aduc aminte așa fragmente din ele, poezii, care da. Mi-au plăcut foarte mult și mi-au rămas pe undeva. Necazul este că nu mi le mai amintesc exact cum mi le aminteam înainte, cum le știam înainte, pentru că îți recit și la un moment dat nu opresc, că nu-mi vine cuvântul ăla. Da, mi se întâmplă și mie, ți-am vorbeam înainte, asta este... Da, se întâmplă pe scenă și e îngrozitor, pentru că ți se face inima cât un purice. E adevărat că treci peste, că trebuie neapărat în clipa zici să altceva, găsești. Să găsești. Tu știi despre ce-i vorba. Știu despre ce-i practici. Vorba, dar... Știi, câteodată te sperii tare, spune, Doamne, ce se întâmplă totuși? Nu se poate. Hai să mă duc să iau glutacid sau ce pastile există pentru așa ceva, nu? N-ajută la nimic. N-ajută. Nu, eu cred, în ce mă privește, că Sfânta Carte m-a salvat. Da, asta am vrut să te întreb. Da. Se poate și să uite fii, de unde sigur. Am plecat și unde am ajuns. Vreau să spun că în liceu, în școala primară am avut manuale, am avut, cum era normal. Sigur. În prima parte a liceului am mai avut pe aici, pe acolo, niște manuale, dar profesorii noștri erau atât de bine pregătiți, încât lecțiile cu ei erau o fericire, adică erau niște basme, aveau o putere de a transmite, stăteai în clasă și căscai gura și te uitai și numai din ce spuneau și din modul în care spuneau, tu învățai.
Și plecai acasă doldora de carte. Păi spuneai mai devreme de nu știu ce, că intelectuali, domnule, ei erau mari intelectuali, profesorii pe care i-ați avut voi. Toată mari generația. O generație excepțională, excepțională. Vezi că lumea raportează de la comunism încoace. Eu vorbesc până în comunism. Până în comunism, dar și noi am avut norocul după comunism. Eu am avut noroc pentru că am învățat cu profesori care și-au făcut educația între cele două războaie mondiale, oameni de o cultură, de o ținută, cu totul. Exista să negociezi cu un profesor ca să-ți dea o notă mai mare. Îți putea trece prin cap că poți să oferi ceva pentru... Vai de mine. Nu, și cum să spun, parcă noi ne mândrăm că purtam uniforma cu tărui liceu. Da, categoric, sigur că da. Eu am făcut la liceu 2, la Enescu, la liceu de muzică. Da. Și acum cred că mai am matricola și uniforma și mergeam la concert, la Ateneu, la sala radio, în uniformă. Și eram foarte mândre că era liceu de muzică. Da. Bineînțeles. Dar acum nu, că mi-aduc aminte la Revoluție, era o doamnă, nu știu cum se numea, la TVR1, și a ieșit ea pe post și a spus: copii, de mâine nu vă mai duceți în uniformă, o să veniți la școală în blugi. Uite, asta era marea realizare a Revoluției. Și uite unde s-a... Marele câștig, da. Marele câștig. Eu am văzut o doamnă care spunea: da, de ce dacă părinților le dă mâna să îmbrace copilul elegant și să-i pună la dispoziție o mașină și să-i facă și să-i dreagă? Noi n-am avut când eram mici și dacă n-am avut noi, măcar copiii noștri să aibă. Păi mă gândeam, dar cartea ați avut când erați mici? Păi asta că măcar este... copiii voștri să aibă, dacă voi n-aveți. Păi am auzit o discuție, tot într-o clasă, un copil avea un telefon mobil de 20 de milioane, s-a dus la alt copil, la maică, sau uite lui X a cumpărat telefon de 20... Da? Lasă-mă, mă, că-ți cumpăr ție de 50 de milioane. Da. Cum adică tu să ai telefon mai ieftin decât al lucrutare? Da. Dar am văzut dimineață, înainte de a veni la tine, suntem la Piatra Neamț, stimați telespectator, unde e superb. Am văzut la știri, cred că era, cât mi-am băut cafeaua la 6 dimineața, un domn, acum toți sunt domni, un domn de vreo 30 și ceva de ani, mare latifundiar, își pusese casa la dispoziție să-i fie filmată și un dressing cu nu știu câte costume, cu nu știu câți pantofi și el foarte mândru și îmi făcea în cruce și am spus: Doamne, unde s-a ajuns cu mitocănia totuși, știi? Unde s-a ajuns cu mitocănia? Pentru, dar la școală să vezi copii care n-au citit o carte în viața lor, care scriu în clasa 12, nu a 12, cum aud eu pe unii. Dă-mi voie să te felicit, îți mulțumesc. Că îmi crapă capul când îi aud și oameni care au învățat carte, au terminat o facultate. Termină în clasa 12-a. Scuză-mă, da. Deci în clasa 12-a, că scriu, eu îi pun să-mi scriu până la 10-a, mi se pare. Până la 10-a am eu ore la muzică, pentru că și muzica au făcut-o din două în două săptămâni, adică nu contează. Nu contează, da. Și eu fac istoria muzicii cu ei și am întâlnit profesori de engleză care habar n-avea că Shakespeare a fost renascentist, renașterea târzie, așa că asta este. Bine, nu la școală, la Cuza, unde lucrez eu, sau la Unirea. Unii profesori, bun. Da. Și deci fac istoria muzicii. Și pun să scrie două strofe din imnul de stat și scrie: deșteaptă-te într-o vorbă, croiește-ți într-o vorbă. Ba, un băiețel mi-a spus: băiat, haideți, doamnă, că eu am fost și la Olimpiada de Română. Pe crucea mea, dacă te mint, păi draga. De română. La Olimpiada de Română. Cum mă? Și... Da, și... Da, tu ai fost la Olimpiada de Română. Zici și mie, când... Între ce ani a trăit Eminescu? Atât să-mi spui. Ei, nu că nu. Adică asta este. Sigur, Olimpiada de Română. Hai să-i scuzăm, pentru că eu mă văd... Pe copii nu dau vina, draga. Cifrelor. Draga, nu dau și vina pe copii. Și la istorie am avut întotdeauna notă mică, că n-am știut, pentru că n-am știut... Așa, da. Datele, înțeleg. Și sunt gata să scuz. Dar acordurile gramaticale este obligatoriu da, să mă, se facă. Da, mă, să scrii cu greșeli de ortografie copil în clasa 10-a, în clasa, se poate așa ceva? Și asta e vina învățătoarei, pentru că astea se învață în școala primară.
să scrii după dictare. Uite, apropo, de asta mi-am adus aminte, când am făcut Dumbrava minunată, trebuia să iasă bine. Aici e chestia. De ce? Ce să vii să mai iei niște interviuri. Îți iau cu tot dragul. Vin într-o zi și stau de azi până mâine. Să-ți povestesc despre fiecare cum a chiar fost. O să facem un serial. Da. Uite, și facem și noi seriale, nu numai alea de la televizor. De ce nu? Dacă interesează publicul, da. Dacă nu, nu le băgăm pe nimeni. Fii convinsă că interesează. Și trebuia să obținem aprobarea familiei ca să putem să facem un scenariu de film care să poată intra în producție. Așa. Deci cu ocazia asta am cunoscut-o și pe Profira Sadoveanu și pe Dida, fata cea mică, și pe doamna Valeria Sadoveanu, cu care m-am întâlnit, că era să zic că m-au chemat. Nu m-au chemat. Eu m-am dus și le-am deranjat la Văratic, unde erau o sumedenie de scriitori, de pictori, de muzicieni, invitați la doamna Valeria Sadoveanu. Și eu m-am dus cu scenariu și cu desenele pe care le-am făcut de-a lungul anilor până mi s-a aprobat să-mi intre scenariu în... Și cu ocazia asta spun pe scurt ca să nu... Nu, spune că e interesant ce spui. Așa, și m-am dus... Și doamna Valeria, foarte drăguță, a spus, lăsați aici scenariu, noi o să-l citim. Și am spus, nu, eu am venit să-l citesc eu. Și atunci au adus niște vin de Codnar, au adus niște uscățele, au venit toți invitații într-o rotondă, așa, într-o gen de turnuleț, așa, și ne-am apucat să Unde citim. Era asta? La Vărate. La Vărate. Așa. Și în fața mea stătea doamna Profira, toți ceilalți împrejur, și pe măsură ce citeam, scoteam desenele și ei și le treceau din mână în mână să vadă ce am vrut eu să spun. Și cu ocazia asta am aflat că această poveste are niște, cum să spun, niște schimbări de situații. Pentru că maestru Sadoveanu îi dicta Didei, când era mică, să o învețe să scrie corect. Și de la o zi la alta, sigur că nu dicta tot dintr-o dată, și de la o zi la alta uita ce a povestit înainte și spunea altceva. Da. Și acolo nu era pe negociat. Sigur. Așa, acolo sigur. Ea trebuia să scrie ce... și așa s-a născut... Povestea Dumbrava Ce mea. Frumoasă tu este. Da. Aproape nu se mai studiază Sadoveanu. Nu, și pentru că e foarte greu. Este greu, dar are... Și eu, e greu de studiat, pentru că în momentul în care ai prins gustul, eu cel puțin mă rugam lui Dumnezeu să nu se termine silabele, să nu se mai termine. Are o poezie. Va excepțat, are o limba lui personală, aș putea să spun, nu? Bucurie, da, un spațiu, măi, auzi, ceva. Da, așa este. Da. Vreau să-ți spun că eu când eram elevă, mergeam foarte des în Cismigiu și acolo pe o bancă se așeza un domn în vârstă, nu era Sadoveanu, nu știu când a murit, în 50 ceva, asta era prin 70, un domn care era identic Sadoveanu, mulți spuneau că ar fi fost băiatul lui. Dar era o copie fidelă. Și să spun apropo de dictatul maestrului Sadoveanu, când eram elevă în clasa 5-a, Dumnezeu să-l ierte taică-miu, așa mi-a dat o dictare, tata. Aha. Și am făcut o greșeluță mică de ortografie. A doua zi mă duc la școală, s-a dus la profesoara de română și i-a spus, mă, cum îi pui lua asta 10? Eu n-am nevoie de 10, nu? Bun, mă ascultă, să știe, bravo. Mă ascultă la română și îmi pun un 4 și mă duc acasă plângând. Doamna Cica Constantinescu, Dumnezeu să o ierte, am iubit-o foarte mult, profesoara de română, mi-a pus 4 la română. Dragă, eu i-am spus să-ți spună 4, eu n-am nevoie de copii care să aibă 10 și să nu știe să scrie corect românește. Numai 4 ai să iei dacă nu înveți. N-am mai luat niciun 4, dar vreau să spun că s-a dus să... Și că sperie-o puțin, pune-o, cum adică să facă greșită de ortografie. Așa se făcea. Și apropo de profesori extraordinari, am avut o profesoară de limba română în ultimii ani la Brașov, doamna Bărbat, Dumnezeu să o ierte. N-avea o...
fată sau Angela bărbat, nu, nu știu. Dar nu, că era doamna asta, era căsătorită, bă, era o profesoră la București. Îți dai seama câți ani sunt, da, din, da, 48, da, 49, da, 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 așa. Și avea obiceiul de, după ce ne vorbea de un autor, de opera lui, de nu știu ce, ne și citea. Și ne-a citit Antropomorfismul lui Eminescu, mie mi-a plăcut foarte mult și cum l-a citit, și mi-a rămas undeva în cap. Și câteodată mai am năravul și mai plictisesc musafirii și le mai citesc câte ceva. Dar asta, până la urmă, am învățat-o, pentru că atunci când am avut accidentul cu piciorul, când am căzut de pe cal la filmare la Chirița și am stat vreo lună și ceva în pat, zic, asta-i, domnule, să o învăț. Eu n-am tocit niciodată. Ce zodie ești? Scorpion. Bună, de-aia ne iubim noi, că eu sunt pește și peștele cu scorpionul, da, se, da, înțelege extraordinar. Mama a fost pește. Te-ai înțeles bine cu mama, nu? Nemai. Dar tu erai dominanta. Tu ești dominanta. Da, relația, da, pește-scorpion, scorpion este... Da, da, da. Nu-i așa? Da. Asta, dar asta e... îți creează o stare de confort nemaipomenită. Categoric. Blândețea, da, asta și înțelepciunea asta și sclipirea asta voastră, care e benefică în orice caz pentru scorpion. La, cine? A peștilor. A pentru peștilor, scorpion. Și eu mă simt bine în, cu dominatul. Da, da, peștii sunt foarte prietenoși. Peștii sunt foarte pacifiști. Și nu? Înțelepți. Nu, nu știu cât de înțelepți, înțelepți cu ceilalți, cu ei înșiși nu. Cu ei înșiși nu prea să înțeleg, fac la, nu, tâmpenii, dar nu să, nu să miră toți, și nu ei. Toți, nu, nu toți, sunt doi pești. Da, unul care, dar sunt pacifiști, da, fug, da, de conflicte, da, da, vor, da, să fie prieteni, da, vor să aibă prieteni, foarte adevărat, iartă, da, foarte ușor. Uite, aici semăn cel mai bine cu mama. Ăsta este aerul ei. Exact așa, uite, acolo. Tu ești și ai fost și ești o femeie frumoasă, dominantă, puternică, nu totdeauna... frumoasă, o, ba, da, normală. Totdeauna te-am admirat de când mă uitam la televizor, la piesele în care jucai, la filmele, te-am iubit de atunci, pentru că ai, și pe lângă faptul că ești o femeie frumoasă, ești o femeie inteligentă, foarte inteligentă, un om care a citit mult, care a fost preocupat să citească, pentru că actoria pe vremea când ai dat tu examen nu se făcea cum să fac. Pare rău, da, că o spun, da, se făcea pe niște baze foarte, sigur, serioase. Da. Chiar, nu, dar îmi spun, cartea m-a salvat, da, din sigur, toate. Dar pe toți ne-ar salva, pe toți ne-ar salva. De poezia asta pe care ar putea foarte multă lume să o citească, pentru că ar învăța multe din ea și că e scrisă minunat. Când ne-am întâlnit, am avut întâlnirea de 40 de ani, de, nu mai țiu minte, la, da, 25 de ani ne-am întâlnit la Brașov și la 40 de ani ne-am întâlnit la Târgu Mureș. Și acolo am recitat-o eu pe scenă. Este de vreo 70 și ceva de strofe. Și ai știut-o toată pe din afară? Da. Și zici că n-ai memorie. Și am zis, nu, n-am. Și... că se zice că ea cu prea bună memorie nu prea judecă mine. Înseamnă că eu judec foarte bine. Înseamnă că am o judecată perfectă, că n-am memorie. N-am vrut să folosesc alt cuvânt. Da. Și avem exemple suficiente. Avem. Sigur că avem. Am intrat cu cartea în mână de frică să nu cumva să se întâmple ceva, dar mi-a ajutat Dumnezeu. Și maestru Beligan, care era tobă de carte, era, și care stătea, era, în sală, era, lângă bărbatul meu și lângă Gonța, erau că eu n-am spus de la început nici titlul, nici numele autorului. Am spus la sfârșitul poeziei. Și el a știut, Beligan? Și Beligan a zis, ce poezie, de unde a luat-o, draga? Ce e asta? Adică, vezi, și atunci când mi-a povestit bărbatul, mi-a zis, doamna bărbat, Dumnezeu să o ierte. Da, domnule, vezi? Așa, profesor. Da, da, și eu am avut și la București, la liceu, la Enescu, am avut când un profesor de română Paris, foarte... Când am jucat la Paris, Chirița, da, iartă-mă că te rog, dar tu trebuie peste să... tine... Nu, eu am intrat, te rog. Ca ăștia de la televiziune, știi? Te rog să mă ierți, te rog să mă ierți, da. Scuză-mă. Nu, tu scuză-mă. Când ai jucat la Paris, Chirița... Așa? Eu n-am avut nevoie de planul Parisului pentru monumentele importante, pentru că am avut o profesoară, domnișoara Sidonia Pop, care absolvise la Sorbona și care ne obliga să învățăm
monumentele Parisului pe din afară. Sigur că atunci când ești copil, ți-e greu, dar ea știa să ne atragă, ne descria, pentru că fusese, le văzuse, ne povestea. Și eu n-am avut nevoie de asta, că pentru mine Parisul a fost o deziluzie, fiindcă atunci când eu am învățat, nu mi-a dat prin cap că astea sunt pe niște străzi, pe niște ulițe înguste, ca să ajungi la ele, sau... și că sunt niște case, și că sunt case foarte vechi. Și când am dat cu ochii de ele, atunci mi-am dat seama, stai, că suntem pe Pământ, nu suntem pe altă planetă. Eu mă așteptam să le văd. Știi? Spune-mi, la Chiriță ai avut, la Paris ați avut succes mare? Nu. Nu? Nu. Au fost, bineînțeles, că majoritatea celor care au venit, am jucat la Odeon. Erau români, că n-au umplut decât parterul. Ce să facem? Asta era. În Israel ai jucat? Da. Acolo dar stai să-ți termin cu Parisul. Că au pus niște afișe sărace, niște coli albe de hârtie trase la Gestetner, cred că era așa, pe vremea aia. Ceva așa, niște locuri ascunse. De fapt, scopul fusese bine, meritul era lui, a maestrului Radu Beligan, care a dus tot teatrul la București, la Paris. Iar actorii bătrâni erau atât de fericiți că puteau să mai meargă o dată, pentru că ei în tinerețe făceau împrumut la bancă și plecau în concediu la Paris. Și când se întorceau, plăteau tot anul rate ca să poată și anul viitor să mai facă un împrumut. Probabil că v-au tratat așa pentru că veneați dintr-o țară comunistă, știi? Nu, deși francezii sunt comuniști, ei ca structură și... Nu s-a făcut nimic. Bine că au venit, mă rog, diferite personalități invitate de ambasadă. Ați jucat în românește spectacolul pentru români. Da. Dar spune-mi, te rog, în Israel cum ați fost primiți? Ați fost excepțional. Excepțional. Au venit toți românii, nu, de acolo? Măi, scumpo, sigur că da. Păi m-am dus până și cu trupa pe care am făcut-o eu aici la Piatra Neamț. Am făcut-o eu. Ne-am alcătuit cu toții. Că și aici e o poveste întreagă. Ca să spunem adevărul, asta e important. Și ne-am dus cu toții, primarul nostru, Gheorghe Ștefan, așa, da, ne-a susținut pentru că noi am avut o invitație la Tel Aviv, că era nu era chiar un festival, era ceva asemănător, așa, da, așa? Și ne-au invitat pe noi, n-au invitat teatrul din localitate, ne-au invitat pe noi. Și atunci primăria a susținut o parte din cheltuieli. Ia uite, frumos, frumos. Frumos, foarte frumos din partea lui. Da. Da, da, tu ai avut o trupă de teatru aici, la Piatra Neamț? Da, sigur că da, se numea Teatrul Vostru. De-aia ai venit aici, nu, la Piatra, nu de-aia. Nu. De ce te-ai mutat aici? Pentru că mi-a plăcut întotdeauna teatrul ăsta, orașul ăsta l-am iubit din prima clipă în care l-am văzut. Și este o poveste întreagă pe care am mai spus-o la televizor de 1 milion de ori. Dar este atât de frumoasă și de adevărat. Ai timp? Da, sigur. Prin 1958 am venit la Piatra Neamț în turneu cu Rețeta Fericirii a lui Baranga. Marcela Rusu, nu a Aurel fost măritat? Am o emisiune cu ea, da. Da, ea a jucat toate piesele. Știu și că era invidiată de toate celelalte. Da. Bun. Era o femeie deșteaptă și foarte talentată. Mi-a plăcut foarte mult. Mai ales deșteaptă. Mi-a plăcut, era foarte. Și doamnă, era educată, frumos. Chiar mi-a plăcut. Da, vă rog, te rog. Dragă, și am jucat aici Rețeta Fericirii, era foamete, nu așa? În 58, da. Nu era chiar foamete, dar nu mai era belșugul care era altă dată. Iar actorii în vârstă știau o cârciumioară în Piața Mare, unde se puteau mânca de toate. Momițe, măduvioare, lucruri care se mâncau înainte de război. Pe la berării, pe la astea, așa. Și ne-au dus și pe noi, ne luau și pe noi ăștia mici, care mergeam în coada lor.
Și am mâncat acolo, am râs, am vorbit, am ascultat pe ei, pentru că dacă începeau să povestească, nu te mai săturai să-i asculți. Și erau toți așa în capătul mesei și noi ăștia mici cu gura căscată la ei. Și când ne-am întors de acolo, era noapte, am venit cântând, bineînțeles, spre gară și am ajuns într-o intersecție unde aerul era îmbălsămat de Regina Nopții. Ce frumos, era aproape a dispărut Regina Nopții. Și m-am uitat așa împrejur și am descoperit o căsuță mică cu o curticică și acolo era un lan de Regina Nopții, iar casa era acoperită de clematite. Așa. Și le-am spus colegilor ăștia tineri că se jucau de-a corida, știi? Și era o gălăgie mare. Și am zis, ia, stați un pic, uitați-vă aici. Zic, hai măi, că doarme lumea și sculăm mala din somn. Și s-a făcut liniște și am plecat. Și au trecut ani, și au trecut. L-am cunoscut pe bărbatul meu și când a trebuit să mă aduc acasă, asta era prin 70, 1970, m-a adus la Piatra Neam să mă arate părinților. Și când m-a adus la casa aia. Asta chiar că era de... Da. Casa aia era casa socrilor tăi. Casa, da. Ce? Da. Care este și acum există acolo. Te duci pe acolo? Trec prin fața ei, mă închin. Ce interesant, da. Că să nu crezi în niște... Da. În destin până la urmă, nu? Da. Cum să nu? Pe soț l-ai cunoscut când? Pe domnul doctor. Dragă, l-am cunoscut absolut din întâmplare, vorba lui Tocărceanu. Cu mulți ani în urmă și nu mi-ar fi trecut prin cap dacă mă puneai la zid, ca să te măriți cu el. Juram niciodată, Doamne ferește, nici nu era genul meu de bărbat. Da? Da. Ce interesant. În afară de, ai mai fost căsătorită în afară de... De două ori înaintea lui. De două ori. Și am avut și un amor mare. Ai avut și un amor mare? Da. Și de ce n-ai rămas cu amorul cel mare? Pentru că n-a meritat. N-a meritat. N-a fost să fie până la urmă. N-a fost, sigur că da. Da, e complicată viața asta. Și amorul, să știi că ți încurcă tare viața, nu? Da, foarte tare. Dacă e să o spunem pe lângă. Dar iartă-mă, te rog, acum îmi dă mâna să spun, că mă uit de aici, de sus în jos. Da. Dar la vremea aia nu-mi dă de mâna, n-aș fi putut. Așa este. Da. Toți n-am fi putut. Asta e viața, da, știi? Da. Dar, repet, amorul ți încurcă, orice o, eu știu, îți creează așa o cale frumoasă, dar mai rar, mai rar. De obicei ți încurcă viața. Da. Că între amor și între iubire eu fac o imensă diferență. Categoric, și eu la fel. Pentru că eu am aflat ce înseamnă iubirea după ce l-am cunoscut pe doctorul Matei. Bărbatul meu m-a făcut fericită. Eu știu ce e aia să fii fericită. Știu ce e aia să plângi numai de fericire. Ce frumos ai spus. Nu glumesc te ce cred, spun. Te cred. A fost extraordinar. Eu am trăit prin el. Tot ce am făcut, am făcut prin el. El m-a susținut. Pentru mine a fost respirația mea de toate zilele. Și cum te-ai îndrăgostit dintr-o dată? Așa spui că-l cunoșteai de mult. Nu, n-a fost cu îndrăgosteală. Că nici el. Și el venea dintr-o decepție și eu veneam dintr-o decepție. Dar ne înțelegeam, adică comunicam, aveam ce să vorbim, n-am discutat niciodată despre decepțiile noastre. Da, da, da. Dar niciodată, în toată viața noastră. Ce frumos. Și am fost ce, împreună ce elegant, 44 de ani, vai, 44 exact cât de au ani. Fost și părinții lui. Au trăit 44 de ani, ai mei au mai puțin, adică au murit mai așa. Și ne-am înțeles până în ultima clipă, nemaipomenit. Ai suferit îngrozitor când a murit, nu? Draga mea, toți suferim. Vreau să spun că nu cred că există un om sigur care să nu vrea să-și rupă carnea de pe el când îi pleacă celălalt. Dar m-am gândit că este inutil să mă manifest. Oh, categoric. Și... Știi? Ce poți să faci? Toată treaba sigur asta este înăuntru. Sigur. Și o porți din momentul în care, dacă ai ce pierde, cum am avut eu, numai cu Dumnezeu poți să înlocuiești
ceea ce ți-e mai drag pe lume. Sau numai Dumnezeu poate să te ajute ca să trăiești, să treci liniștit printr-o asemenea... Să treci mai departe. Să treci mai departe. Da. Așa, dacă l-ai pe Dumnezeu în Dar suflet, treci mai departe. Dar eu am impresia că el e tot timpul lângă mine. Și fii convinsă că e. Da, da, îl simt tot timpul. Fii convinsă că e. Acum să mă iert că spun, vorbesc cu el tot timpul, vorbesc cu glas tare, simt nevoia să-i spun. Știi? Și mă simt bine cu el lângă mine. De fapt, noi doi, când vorbeam, noi abia așteptam să plecăm la drumuri lungi ca să avem timp să stăm de vorbă în mașină, pentru că el avea treburile lui, pleca de dimineață și venea seara, eu iarăși cu ale mele mai plecam și prin turnee și nu știu ce. Și timp de vorbă aveam când plecam cu mașina și când ajungeam în concedii. Și aveai chef să vorbești în mașină? Da, noi aveam ce să vorbim, aveam enorm. Nu se mai termina conversația între noi. Eu cred că și asta ne-a legat. Cum să nu? Că m-a întrebat un moderator de la Prima TV pe vremuri. Așa. Cum ați făcut? Așa. Și am spus, dragă, am avut ce discuta între. Așa, foarte. Vreau să spun ceva, noi plecăm în concediu numai cu mașină, nu mă mai urc în avion, nu mă mai urc nici dacă mă omor, nu mai, gata. Da. Și mergem în străinătate. Și chiar nu merit decât... Lasă-mă în pace, da. Și numai eu șofez. Numai eu șofez. Nu suport să merg într-o mașină pe care o conduce altcineva. Și când mă urc și știu că am de făcut, eu știu, 2000 de kilometri, aoleu, ce mă fac, o să trebuiască să trâncăresc 2000 de kilometri să stau. Dar, bineînțeles, așa cum spui și tu, găsești ce să vorbi. Dar uneori, tu ești șoferiță, ai șofat? Niciodată, n-am talent deloc. Uneori, chiar n-ai chef să vorbești. Că mergi așa și șofezi, te uiți și te gândești la ale tale, știi? Și când mergi la un drum așa de lung, nu poți să nu vorbești deloc, știi? Da. De-aia te-am admirat când ai spus că tot timpul găseam ceva. Bine, aveam și momente când vă certați toată, draga? Vă mai certați? Nu știu, cred că ne contraziceam, dar cu argumente, nu știu cum să spun. Nu-i minciună. Nu există cuplu în care să nu există discuții contradictorii. Sigur, că n-are cum să fie. Dar de certat niciodată. Adică, bine, el era un om atât de civilizat, atât de fin, atât că înainte de el am fost în mare amor cu un actor de-al nostru, pe care l-am cunoscut de când eram studentă și, mă rog, cum e viața ale vieții valori, ceva vorba lui Caragel, așa, și cel care n-a meritat, despre care vorbeam mai înainte. Nu se purta elegant, probabil, nu? Da, nu, tocmai asta vreau să spun. Era urât. Jean Lorin Florescu era urât la față, dar știa să-ți țină. Cel pe care îl iubeai tu? Da, cu care am fost în amor patru ani de zile. Da. Și îți ținea mantou sau ce aveai tu pe tine, deschidea ușa la taxi nemaipomenit. Și mai avea și o anecdotă pe care o povestea, că nevasta unui lord, o pereche tânără și el și ea tânăr, bogați, frumos, nu știu ce, s-a îndrăgostit de un coleg de-a lui, un prieten de-a lui, de la club, un urât și un nu știu cum. Și, mă rog, au fost în amor și lordul a descoperit și a întrebat-o, de ce ai făcut lucrul ăsta? Că e așa cum e. Și a zice, dacă ai ști cum ține tacul la biliard. Asta, știa asta să era, țină tacul la biliard. Asta era Lorin Florescu. Asta o povestea des. Da, îl știu pe Lorin. Adică da. Tu l-ai iubit foarte tare pe Lorin. Am fost înamorată de el, în două perioade. Odată când am terminat institutul, eram deja actriță când m-am înamorat de el și a durat cam 2 ani. Și au trecut ani și ne-am întâlnit din nou și am mai consumat 4 ani, dar fără niciun fel de intenție de-a mea de a mă căsători. Nu te-ai fi căsătorit? Nu, că Dumnezeu să-l ierte, avea destule cusururi. Vorba apropo de morți, nu mă dă bine, nu? Colea Răutu povestea, apropo, povestea că bunica lui avea mai multe fete și una dintre ele a venit și a spus, mamă, am găsit un băiat extraordinar care așa și pe dincolo și vine să mă ceară.
Și a întrebat bunica, zice, bea? Nu bea. Fumează? Nu fumează. Și atunci ce faci ca să pută bărbat? Nu, asta era și în familia mea, că mama îmi dădea, uite, este măriscul cu tare, nu bea, nu fumează. Da. Și tata îi spune, bine, și dar ce știe să facă? Că nu bea și nu fumează, asta este... Bun, dar ce știe să facă, știi, da. Păi asta e important. Asta este important, da, da, că nu bea și nu, da, fumează, treaba lui. Și, nu știu, că am vrut să spun în legătură cu ceva ce discutam înainte. Despre soțul tău cu care plecai în concert? Nu. Acum, strâns legată, vorbeam de Lorin, da. Da. A, da, mi-am adus aminte. Și din cauza că toată viața mea am căutat, din cauza asta nu m-am stabilizat undeva. Pentru că mama mi-a întrebat, mamă, cum te desparți tu? Că la noi în familie nu s-a întâmplat așa ceva niciodată. Am zis, pentru că am meserie, pentru că pot să mă întrețin singură, că pot să mă conduc singură și că dacă aș avea un bărbat cu care să pot împărți toate ideile, astea, sigur, aș face treaba asta. Sigur. Dar pentru că unora dintre noi, dintre cei doi, ne lipsesc niște lucruri, ne despărțim. Era tot actor? Adică primul meu bărbat, da? Era aviator. Aviator. Și da. Al doilea? Al doilea era ziarist. Ziarist. Da. Mai e complicată, problema asta e foarte complicată. Altceva vreau să spun. E, și pentru că am avut toate ghinioanele astea, că n-am găsit, așa, s-a întâmplat odată să mă duc cu niște prietene la Patriarhie, dar din întâmplare, ca să arătăm unei alte prietene, să arătăm cum e Patriarhia, la moaștele Sfântului Dimitrie, și când am ajuns acolo, m-am rugat, i-am spus, Sfinte Dimitrie, ajută-mă, că nu mai vreau să mă mărit câte zile o-i avea eu. Și dacă cumva încalc acest lucru, roagă-L pe Dumnezeu să-mi dea pe cel mai bun bărbat din lume ca să-i scot ficații pe nas. Așa ai spus? Da. Așa? Și mi l-a dat pe cel mai bun bărbat din lume, pe dinaintea căruia nici n-am cuteza să trec. Atât era de perfect. Ce frumos ai spus. Atât era de colosal. Omul ăsta mi-a spus mie să nu-ți schimb comportamentul, că vreau să în societatea lui de medici nu mă mai purtam ca între societatea mea de actori, da. Și a zis să fii cum ești tu, pentru că eu de asta sunt lângă tine ca să te apăr. Nu se poate. Compliment mai frumos pe care ți-l poate, și asta a și făcut. Ce frumos, știu când am venit la tine la București niște ani buni în urmă și când am spus, doamna dragă Matei, doamna dragă Olteanu, și te rog frumos, draga Olteanu Matei, mă cheamă, țin foarte mult la numele ăsta. Păi Matei era, da, principal. Era soțul tău, a fost, da, cel mai frumos, da, și mai de preț titlu pentru mine. Ce frumos vorbești. Știi ce mă bucur când aud femei că vorbesc așa de frumos, că de obicei în ultimul timp să știi că, aoleu, lasă-mă în pace, cine m-a pus să mă mărit. Au dreptate, da? Pentru că sunt mitocani, ca pentru mitocani, că le bat, pentru că le neglijează, pentru că nu sunt în stare să vină cu o floare, le jenă să vină cu o floare în mână. Păi bărbatul meu, cum se schimbau florile, cum veneau anotimpurile și asta, îl vedeam tot timpul pe sufereastră când venea acasă cu buchetul de flori în mână. Ce frumos! Ați locuit acolo, pe lângă grădina icoanei, totdeauna, tot timpul numai acolo ați locuit până v-ați mutat aici? Nu, am stat pe strada Speranței. Speranței. Casa cu plopi, strada Speranței. Speranței, la parter. Aia e, chiar aia e, unde am venit eu la tine. Așa. Și erai cu un domn impresar. Am ai fost venit acolo. La mine? Sigur că da, am făcut o emisiune Speranțe, acolo. Erau... Treceai, da, printr-un, da, gang, intrai, da, 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 acolo. Da. O, sunt ani buni. Sunt ani buni, dar în 20 de ani. Păi, dinainte de cutremur. Dinainte de cutremurul din 77. A, nu, dragă, am venit și am făcut... Ba nu, cutremurul din 77 acolo m-a prins. Eu am făcut emisiune cu tine, deci după 90 am fost la tine. Da, 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 după 90... Și erai, păi, un impresar, nu știu cum îi chema pe domnul. Păi înseamnă că ai fost la mine în Aurel Vlaicu.
Ai trecut printr-un gang și am aici, trecut da, printr-un gang și aici. Da, în Aurel Vlaicu ai fost. Pe unde vine Aurel Vlaicu asta? E o stradă care cade perpendicular pe Bulevardul Dacia. Pe Dacia, acolo, de, acolo, a... de Polona, pe undeva așa, pe acolo. Exact. Da, da, acolo am fost ai, eu. Da, da, acolo da, am, da, fost, da, am fost eu. Da. Știi că spuneai de Strada Speranței? Uite, o altă persoană care îmi place, Corina Chiriac, și cântă frumos și da, chiar ea mi se pare că... Cânta, cu ea m-am întâlnit la Berlin, noi eram într-un turneu cu Chirița, ea cânta la restaurantul București și seara a venit la noi și ne-am dus la ultimul etaj la restaurant după spectacol și am stat de vorbă și ne-am împrietenit așa de bine, că ne-am cunoscut mai bine și am invitat-o la București și i-am spus, stau într-o casă așa și așa, e o stradă cu o curte largă, cu plopi și stau la parter, i-am povestit ei. Probabil că ea a mai povestit și altcuiva că Veselovski și cu bărbatul da, Steli Popescu, cu puiul Maximilian, așa, da, au scris acest cântec. Că, mă rog, ei povestesc diverse. Ăsta e adevărul. Casa cu plop, strada Speranței la parter. Probabil că le-a sunat bine. Le-a sunat bine, da, da. Dom'le, multe am avea de spus, că s-a trecut o oră, ce mă fac? Trebuie să încheie emisiunea, dar eu vreau să mai vorbim, avem multe de vorbit. Asta mai, a fost... mai vin... Categoric da, vin, categoric strada vin. Strada noastră mică. Ce frumos, nu? Ce cântec frumos, nu? Da. Și asta cu Speranța la parter era foarte frumos. Da. Era, am, știi unde am fost, am făcut o emisiune la Dumnezeu să-l ierte Alexandru Mandi? Da. Am mers cu Cornel Constantiniu. Da, care stătea pe colț. Da, aproape de tine, da, că de-aia am făcut da, toată... Da, da, da. Da, și mă gândeam la, ce, la cântecele care se compuneau odată, la muzi, la versurile noi care erau... Noi eram predispuși pentru așa ceva. Uite da, tineretul de astăzi, dacă nu bubuie, dacă nu urlă, dacă nu e în ritmul ăsta, da, asta e, din păcate... Nu le pică bine. Păi uite, eu le predau muzică clasică, nu? Și... le pun, caut piese mai ușoare, lucruri mai ușoare. Nu le place, foarte da, greu. Foarte, dacă nici asta a lui Verdi, va Pensiero, da, asta din Nabucco, da, care da, n-are da, cum, da, nu le place. Nu dau vina pe ei. Ei s-au da, format, copiii ăștia până 15-16 ani, pe niște ritmuri. Altceva. Dragă, societatea, muzica e în funcție de societatea pe care corect, o reprezintă. Corect. Și atunci, de moment ce noi trăim în nebunia asta, cum o să-ți mai placă Chopin, de exemplu, da, da, care vorbea de un cu totul alt timp. Păi nu te supăra, eu sunt fericită că m-am retras din tumultul ăsta. Da, e cam mare tumultul ăsta. Pentru că nu suport să merg în ritmul ăsta. Ei, eu sunt bucuroasă că, uite, mi-a dat Dumnezeu sănătate, să ajung la tine, să mai ajung la alți colegi de-ai tăi care sunt forță oameni. Forță și sănătate, să da, fim da, sănătoși și să știi că mai vin. Uite, cum se face puțin mai cald. Sigur că da. Mă urc în mașină, că doar 150 de kilometri. Da, da, da. Și mi-e foarte ușor da, să ajung, să continuăm această mă, emisiune. Mă, ce calitate mare ai să știi să faci o conversație la microfon. Da, pentru că foarte mulți vin să facă interviuri, te rog să mă crezi, că mă înțepenesc. Nu mai vine nicio idee, nu sunt în stare să mai spun nimic, vin cu întrebările făcute de acasă. A, nu, niciodată. Și mai ales niciodată, nu știu niciodată, să asculte. De ce? Pentru că în timp ce eu povestesc, el se gândește, aoleu, care e următoarea întrebare pe care trebuie să o pun și habar n-are ce spun. Da, vreau să spun că, mă rog, câteodată mai pic și eu în păcatul ăsta, să mai, că vreau să vorbim multe și știu da, că nu e decât o oră și mai întrerup da, și îmi cer scuze. Nu, dar e altceva, e altceva. Simți omul care te ascultă și te urmărește. Dar pe majoritatea au făcut o emisie la televizor odată cu bietul Dumitru... Nu Eugen Dumitru, celălalt. Mă rog, așa, nu știu, nu-mi vine minte. Era cunoscut, așa. A făcut, ce s-a gândit? Să facă o masă într-un restaurant, să aducă actori și să spună bancuri. Pentru că el a văzut că atunci când știu venim, cine este da, un tumult mare și da, fiecare da, spune da, câte da, ceva. E adevărat că luăm ideea unul de la altul, aia zice, ți-aduce aminte și spui și tu nu știu ce.
Dar când am fost acolo la filmare, i-am simțit pe fiecare că se gândeau, aoleu, ce să spun acum? N-ascultau ca să se lege râsul și da. Nu. Și nu se poate. Și foarte puțin au acest... Ăsta e un har, e un talent. Știi? Mai nu știu cât... Este. Mie îmi place să cunosc omul... Știi, mi s-a întâmplat să văd prima oară în viața mea un om cu care fac interviu. Da. Dar nu m-am interesat. Nimic. A, așa e bine. Fără întrebări, fără bun. Și am zis, ce-o ieși, Doamne ajută, ce-o ieși. Da. Și mi-au ieșit interviuri frumoase, să știi. Păi da, pentru că ai avut un lucru foarte de preț la tine. Mintea. Ei, nu știu. Păi vezi? Chiar crezi păi lucrul fără ăsta? Fără asta nu se poate. Să ne ajute Dumnezeu. Asta e bagajul pe care trebuie să-l avem fiecare. Să ne, țină să ne dea Dumnezeu cât mai multă minte, da. Știi? Draga, mă bucur dânsul, mi-ai făcut o bucurie mare că te-am găsit sănătoasă, te-am găsit frumoasă, plină de spirit. Să ne ajute Dumnezeu să ne vedem curând și să continuăm această, de fapt, deocamdată e un interviu, primul a fost acum 20 de ani, dar să facem o serie de interviuri, pentru că tu ai multe, multe, multe de spus. Când ai chef, îți stau la dispoziție. Dau telefon și vin aici. Da. Îți mulțumesc din suflet. Eu îți mulțumesc. Toate cele bune. La revedere, Doamne ajută. Doamne ajută.